Să trăiți, bună dimineața, domnul Răzvan, bună dimineața, domnul Dani. Am ajuns la Cluj. Chiar acum am ajuns, vin direct la aeroport. Vă mulțumesc că m-ați trimis cu avionul și vreau să vă spun că eu mă obișnuiesc imediat, mă obișnuiesc cu luxul. Am venit cu avionul, am prins loc la geam. Stoardezele, pișcoturi, un pahar, domne, senzațional. O singură problemă am, mi-ați luat bilet doar dus, adică să ajung până aici. Voi vreți să nu ajung în Delta, adică să rămân la Cluj, să nu vin în Delta? Am laibii pe jos și tot vin în Delta, adică la Pelican tot ajung. Dar acum să nu uităm de ce am venit aici. O să vorbim cu Patrick, unul dintre organizatori, pentru că începe acest mare festival. Patrick! Salut, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc că m-ai primit și să știi că mi-a plăcut foarte mult primirea. Peste jumătate de oră începe festivalul, despre ce este vorba? Da, deci va fi o sărbătoare a sportului, vrem să aducem oamenii, să aducem sporturile către oameni, vor fi 40 de sporturi în cele 4 zile, 16 competiții, foarte mulți sportivi mari, foști mari sportivi, Ciprian Marica, Camelia Potec, Cătălina Ponor, Simona Halep, Darren Cahill, vom avea un meci demonstrativ cu Simona Halep în sala polivalentă sâmbătă. Foarte multe activități. Îl vom vedea pe Dani la show-ul de moto enduro. Zone de food, zone de fun. Va fi o sărbătoare a sportului și trebuie să ne simțim bine, să ne distrăm. Cam câte sporturi se vor face aici? Se vor face numai puțin de 40 de sporturi, foarte multe dintre sporturile pe la care oamenii poate nu au acces în viața de zi cu zi, mai puțin populare, și vrem să le scoatem în față și să le arătăm oamenilor că și aceste sporturi merită practicate. 40 de sporturi. Domnul Răzvan, dacă nu era accidentat, a avut el o mică accidentare, făcea 41 de sporturi. Se pricepe la toate. Dar în schimb, Dani e la enduro, nu? Da, e la enduro, o să fie un mega show sâmbătă de la ora 10. Îl așteptăm pe Dani să ne încânte cu calitățile lui pe acest sport. Uite că ziceai și de provocarea de a face atâtea sporturi, o să avem și un pașaport sportiv. Am lansat această provocare pentru a-i face pe toți, a-i provoca să practice toate cele 40 de sporturi. Mergi la fiecare sport, îți pune o ștampilă cum că ești, cum că te-ai inițiat în acel sport. Cei care vor practica toate cele 40 vor obține titlul de ambasador al sportului la Sports Festival. Foarte, foarte frumos. O să întreb pe băieți de ce ați... Salut, neața, băieți! Mamă! Salut, Marian, îmi pare bine. Cine sunteți voi? Că deja vă pregătiți. Noi suntem OK Worldwide și suntem aici în Cluj, la Sports Festival. Suntem gata de show. Acrobații, ce faceți voi? Facem acrobații, breakdance, street dance, cascadorii. O să avem niște show-uri cu backjump, cum vedeți, sunt de acolo de sus. De acolo să săriți voi, cam câți metri sunt până acolo? 10-11 metri, cred. Când se va întâmpla asta? Avem vineri două show-uri cu backjump și un show la main stage. Sâmbătă două show-uri cu backjump și duminică la deschidere la Irina Rimes pe main stage. Perfect, o să vin să mă antrenez și eu cu siguranță, măcar poate pot să fac și o mică săritură, nu la 10 metri, dar măcar de la 2 metri sar. Mai avem o platformă mai mică acolo, cred că e ok pentru tine. Este sigur. Pentru mine. Spor la treabă, am văzut că sunteți foarte buni și ați umplat prin toată lumea. Da, da, am fost pe tot, am făcut show-uri în Abu Dhabi, Dubai, Hawaii, Croația, Germania, Italia, peste tot în lume și suntem bucuroși să fim înapoi în România. Perfect, bravo, felicitări. Patrick, mulțumesc din suflet. O să merg când ajung, băieții. Mâine seară, Răzvan și Dani. Mâine seară vă așteptăm cu drag, să ne simțim bine și să fie fun. Merg să-i aștept și eu, așa cum ați aștepta voi pe mine. Domn Răzvan, domnul Dani, dacă veniți fără biletul meu de întoarce către București să merg în Delta, să știți că nici nu vă las să intrați în Cluj. Să trăiți toate cele bune, zi frumoase. Mă apuc de mișcare. Mulțumim. Ce vorbești? Să știți că Marian, deși nu pare, el este mai mare decât noi. Asta chiar are 40 de ani, da? Și uite, l-are corpul ăsta de pescar. Foarte bine. Dar cum am ales eu să plec la Cluj cu voi doi care sunteți amândoi foarte... Foarte ce? Motrici, foarte... Da, nu știu, dar uite, în spate e cu beach volley, e cu... Am la sporturi, la măi băiat. La beach volley. Păi cine era ridicat? Băi băiat. Să ai grijă că la aeroport, la Cluj, e piuitoarea cea mai puternică din... Știu. Ți-i face la acolo, orice. Acolo îmi piuie picior. Da. Dacă te duci în aeroportul de la București, îmbrăcat într-un training și treci, nu ți-uie, nu piuie nimic. Te îmbraci în același training și te întorci de la Cluj la București, piuie toate. Te iau, te caută peste tot. I-am zis, bă, o chestie personală înseamnă. La Cluj e cea mai tare cutie transparentă în care cei de la securitate pun obiectele găsite la călători, cu care n-ai voie să urci în avion. Dacă te uiți în București, cam un briceag, o ungheră. În Cluj, pe cuvântul meu, și puteți să verificați, este o mașină de tocat carne. O...
cineva a vrut. Dar de ce n-ai voie? Mă, nu știi când vrei să faci niște sarmale de nuțe. Dar de ce să n-ai voie să cipi pe avion cu mașina de tocat care ce bagi mâna? Ca să nu torci în nervii călătorilor. Bagi mâna pilotului. A, te fac cărnați! Aterizează unde? La Cluj începe o întreagă nebunie. În această seară, weekendul desigur stă sub semnul întrecerii sportive, ce se numește tenis, mândria noastră Simona, dar și Marius Copil, plus o grămadă de invitați într-un meci demonstrativ. În această seară, un concert Grasu XXL, iar mâine seara când ajungem noi, prezentăm toate echipele din cele 40 de sporturi, de la cele 40 de sporturi, și apoi cred că este Mira cu noi, un concert cu Mira. Pe duminică încheie show-ul Irina Rimes și eu, dacă vedeți un băiat legat la cap și cu foarte multe pastile de durere, să știți că sunt eu urmărindu-l pe colegul Dani. Nu suport să-l văd cum îți... Nu suport! Am inimă slabă! Am inimă de mamă!